Și 10 minute, suntem pregătiți pentru culinaria. Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco, mare brânză, mare gust. Da, prieteni, dimineața asta aflăm împreună cu partenerii noștri de la Delaco cum să facem cașcaval, pane pentru copii, pentru că nu e așa, cred că e mâncarea favorită a foarte multor. Da, dar copii și pentru și adulți. Dar și pentru cei mari, adică nu doar pentru copii, și pentru cei mici și pentru cei mari. Și eu sunt interesat de cașcaval pane. Tata făcea cașcaval pane pentru mine și mâncam derupeam. Doar că eu am încercat o singură dată acasă cașcaval pane și bă, nu mi-a ieșit. Nu știu ce a fost greșit acolo. Eu să vezi că cașcaval, sunt niște trucuri la care nu m-aș fi gândit. O să trucuri? Da, o să spun. Pui cașcavalul, nu? În pane. Ideea e să-l congelezi. Să ce? Nu m-aș fi gândit niciodată. Deși atent. Da. În primul rând, varianta asta pentru copii. Alexandra, de exemplu, bănuiesc e cu cașcaval pane, da. Și ai mei sunt pierți. Deci da. Când e vorba de cașcă, bate șnițel, bate orice. Bate, cașcaval bate. Pane, rules. Îmi plouă în gură, lasă-mă în pace. Pentru copii se face sub formă de sticks. E sticks. Mai ușor de... Adică bețe. Bețe. Da. Și mai consistent, că folosești mai mult pane automat, făcând mai multe piese. Da. Asta ne place, consistent. Dacă folosim cașcaval de ăsta Tony Junior, da, e mai bun pentru copii, pentru că de ce? Da. E mai puțin sărat decât cașcavalul obișnuit. Okay. Are conținut de sare scăzut. Noi da? Sunt pe Facebook acum? Da, sunt în live pe Facebook. Arată, pot, să, Vlad, pot să mă mișc un pic. Puteți să ne și vedeți, îl vedeți pe Vlad cum se mișcă și, și mai iau departe, o bucată de brânză. Și mecheria e următoarea, Vlad. Îl tai ăsta degete, cum ar veni, bastonașe, da? Stixuri, mă. Stixuri, da. Pe românește, cred că mai degrabă e... Stixuri pe românește. Da, am înțeles. Stixuri pe românește. E ceva concurs, că pe ăsta scrie Tony Junior, Nasturii Lunii. Așa se cheamă. Așa se cheamă Nasturii Lunii? Ăla-i Nasturele Lunii, da. Ah, ok. Mă arată ca o nasture, sunt drăguțe denumirile astea. Da, 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 da. Pentru produsele de copii. Da. În fine, deci iei Nasturele Lunii și îl tai bețe. Da. Și îl dai la congelator o oră. Serios? Și fii atent. Da, care e ideea? Să nu se topească sau ce? Când îl dai prin făină, când îl dai prin făină și pui mâna pe el, să nu piardă nimic, știi? Ah, okay. Și pe urmă, pentru pane, da, folosești pezmet, făină, clasic, dar zice că un ou întreg și doar albușul de la un al doilea ou. Ok. Da? Plus două linguri de apă. Și mai poți să pui în pane oregano și busuioc. Aici e în funcție de copil și de gustul. Sau poți să pui chili dacă faci pentru adulți, sigur nu e cazul de data asta. Chimen, aici e de gustibus. Așa. Bun. Dai bețele de cașcaval prin făină, apoi prin ou, pezmet, din nou prin ou și iar prin pezmet, deci dai practic dublu ou și pezmet. Ca un șnițel. Da. Le pui pe o tavă și le dai din nou la congelator 2 ore. Pentru că eu când am mai făcut cașcaval pane din comerț, mi s-a întâmplat, într-adevăr, l-am pus în tigaie, s-a spart și a dat pe afară asta, cașcavalul, exact, iar paneul a rămas nerumenit cum trebuie, știi? Da, da, și ești o porcărie. Aha, mișto. Deci vezi, dacă îl ții la congelator, eviți și chestia asta. Tare. Și după aia îl scoți de la congelator, îl stropești puțin cu ulei de măsline și îl pui la cuptor. Nu în ulei? Păi nu, că e pentru copii, e dietetic. Da? Cât mai e din, cât sănătos. Mai mult din rețetă? Nu. Bun. Îl pui la 200 de grade, 7-8 minute, puțin stropit cu ulei de măsline. Și asta e tot. Da. Și el se face așa cum trebuie. Deci, chichirezul congelator înainte, congelator înainte, să-l dai prin pezmet și după ce ai făcut stixurile, dat încă 2 ore la congelator. Bun. Eu acum aici sunt foarte curios, pentru că e o pungă cu niște melci de cașcaval. Astea nu sunt, sunt din mozzarella. E yo-yo. E un nou produs de la Delaco. Aha. O să mâncăm, adică ce obțin eu, o să mănânc un pic de corule și de foame, nu mai pot. Snacks-uri pentru copii. Zău? Da. Cine zice că sunt pentru copii? Deci... Cât și pentru cei mari, ca de obicei. Da. Seamănă cu un centimetru de croitorie. Mie îmi place că voi spuneți, o să desfac acum, știi? Dar omiteți să spuneți că ați desfăcut și înainte și ați rupt pungile astea pe aici. Ne-a dat de gulă, a stricat sceneta. Înțelegi? Nu, mulțumesc, nu, eu nu... Nu, că nu mănânc la sine tare, că de-aia de invidie faci micările astea. Da, astea yo-yo
sunt niște rulouri așa din mozzarella, foarte haioase. Aduc cu o jucărie tip yo-yo. Da. Și sunt cu etichetă 100% curată, cum se spune acum. Adică nu există decât ingrediente naturale în compoziția acestui produs, care e foarte bun pentru copii. Într-o pungă sunt 6 rulouri, 6 rulouri au 254 de calorii, că am încercat să-l convingem pe George că e cât o bere ursus un rulou, deci poate să consume dacă vrea, că nu... El e la regim. Da, eu sunt la regim, o să vă rog să-mi păstrați și mie o pungă 20. O să consum și la volan. Da. Dacă mai vrei, Luca? Nu. Ajunge, mulțumesc. Nu? Da. Bine, tradiționalul... Poftă bună! La cafeluță. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust.